Emil Râsteiu a fost investit ieri în funcția de primar al orașului Simeria după ce a câștigat alegerile locale din luna iunie acestui an. Astfel, după 4 ani de pauză, Râsteiu revine la cârma urbei cu gândul de a fi mai aproape de simerieni și de a realiza mai multe proiecte pentru oraș. Tot ieri a fost investit și noul Consiliu Local. Ceremonia de învestire în funcția de primar al orașului Simeria a avut loc în sala de festivități a școlii gimnaziale numărul 2 din oraș, în prezența a 10 de simerieni, colegi de partid, prieteni și susținători. Rând pe rând, noi consilieri locali au depus jurământul, iar mai apoi Emil Râșteiu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Simeria. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Emil Râsteiu a mai fost primar al Simeriei 2 mandate între anii 2012-2016 și 2016-2020, având o experiență în administrația publică de peste 2 decenii. Ieri, după depunerea jurământului, Râsteiu a declarat pentru cei prezenți că mă voi strădui să colaborez cu toată lumea. Îmi voi da toată silința să am un echilibru în așa fel încât să nu răspund poate că impulsurilor omenești ca reacție a jignirilor sau a diferitelor momente care au fost și vor fi în continuare. Ce este important pentru mine și asta a fost întotdeauna când am avut o responsabilitate administrativă, chiar și atunci când am fost consilier local, mă voi strădui să fac ceea ce am jurat. Pentru mine jurământul ăsta nu a fost doar o simplă citire a unor cuvinte, ci pur și simplu îmi voi da toată silința spre binele locuitorilor orașului Simeria. Am mai făcut lucrul ăsta și o să-l fac de fiecare dată. Am ales să desfășoare această ședință de constituire a Consiliului Local și de punerea jurământului într-unul din spațiile cele mai importante în ceea ce privește viitorul orașului Simeria. Pentru mine educația este mai importantă decât orice. Poate că n-am fost înțeles întotdeauna de ce preocupările mele au fost înspre școală, înspre educație, dar să știți că asta este prima prioritate. Poate că avem nevoie de drumuri, de apă, de canal, de parcuri, de spectacole, de manifestări, dar înainte de toate trebuie să ne îngrijim de copiii noștri în așa fel încât să plece pe un drum bun în viață. Întrebat fiind dacă va face alianță cu vreun partid, Emil Râsteiu a răspuns: PNL-ul și Emil Râsteiu face alianță cu oricine și cu toată lumea. Eu mi-aș dori să fim într-o, să spunem așa, după cum am citit jurământul sau cum ne-am luat angajamentul prin jurământ, să facem tot ce este mai bun pentru orașul Simeria. Voi face alianțe cu toată lumea, inclusiv cu domnul Bedea. Mi-aș dori să pot comunica, să putem, până la urmă, chiar și atacându-mă, ar putea să-mi deschidă ochii spre anumite lucruri. Deci, nu cred că este bine să fie patim sau să fie, să zicem așa, mustrări de conștiință sau știu eu ce reminiscențe din trecut. Ne uităm înainte. Deocamdată, Emil Râsteiu spune că nu a fost luată o decizie cu privire la cine va fi viceprimarul urbei. Însă, se cunoaște cine va fi administratorul public al orașului. Încă nu s-a stabilit cine este viceprimar. Administrator public va fi Dacian Ciodaru. Gândul meu este de a implementa toate proiectele care au fost puse de către domnul primar în campanie și cu siguranță voi încerca să-mi pun în slujba
cetățenilor orașului Simeria toată priceperea și experiența administrativă pe care am acumulat-o de-a lungul timpului, plecând de la Universitatea din Petroșani, unde am avut ocazia să fiu director general administrativ, cât și funcția pe care am avut-o anterior la primăria orașului Simeria, cea de consilier al primarului. Sper că acestea să fie de bun augur și să-și pună amprenta pe viitorul orașului Simeria prin implicarea mea alături de colegii din primărie și alături de primarul orașului Simeria. Noul Consiliu Local Simeria este compus din 8 consilieri PNL, 5 PSD, 2 AUR și un consilier de la Forța Dreptei și unul de la USR.